Dar o să aveți mulți prieteni care au luptat în războiul de pe Nistru. Da. Și cum v-ați simțit atunci când ați aflat că unul de liderii regiunii, Evgenie Șevciuc, este foarte bine mers la Chișinău? Omenește, mă simt nu bine. Pur profesional, există o explicație, cum spune Garcia la... Uh-huh. Sunt interese statale aici care eu nu le pot vorbi în glas. Probabil din motivul că nu le vorbim noi, le interpretează lumea. Logic. Absolut logic, apropo. Dar, în cazul dat, pot spun doar un singur lucru. Oamenii abilitați sau în domeniul securității statului își fac meseria. Doar atât vă pot spune. Omul acesta nu este la curort în Republica Moldova. Cu părere de rău s-a întâmplat așa că lumea vorbește ceea ce vede și ceea ce poate nu putem noi comenta uneori, dar este greu de explicat uneori de ce un lider separatist care a primit mai multe decizii în defavoarea noastră și împotriva școlilor noastre și este ținut la noi, nu se face asta intenționat sau în detrimentul statului nostru. Sunt servicii abilitate care la moment își fac meserie. Doar atât vă pot spune și probabil prea mult v-am spus.